ce fel de voce ai căutat să ai în echipă acest sezon? Mă rog, știi cum e, nu prea poți să cauți ce vrei, chiar ce cum vrei, trebuie să te, să te conectezi la pulsul tuturor vocilor. Asta se întâmplă în general după prima zi de filmare, îți cam dai seama cam cum va fi. Sigur că sunt zile în care nu există un criteriu de repartiție echitabilă a vocilor pe fiecare zi, nu poți să spui că ai în fiecare zi voci foarte bune, excepționale și în altele ai sau 1% din fiecare tip de voce. Eu mă întorc la o voce care mă inspiră pentru o alegere muzicală. Practic, ca un procesor funcționez, așa, aud o voce și automat se scrolează în mintea mea primele titluri de piese pe care ar putea să le cânte. E foarte important ca să te conectezi cu imaginea unei voci sau cu cântece potențiale pe care le-ai vedea în momentul ăla. Că asta te face automat să fii foarte aproape de vocea aia și e și impulsul mai mare să te întorci. După ce am o voce ca asta, că, pentru care văd lucruri și îmi dau seama ce ar putea să cânte, sau vin voci de care toată lumea zice, mamă, ăsta poate să cânte orice, ușor, ușor îți vezi, începi să gândești și în termen de potrivire și după aia și în termen de voci care îți lipsesc ca să faci un sezon cât mai diversificat, că de fapt n-ai vrea să ai 10 voci ca lui Freddie Mercury, că ar fi o plictiseală groaznică, chiar dacă ele sunt excepționale. În afară de voce, ce mai este foarte important pentru un artist? Foarte multe lucruri. Cele care se văd și cele care nu se văd. În primul rând, cele care se văd sunt un body language adecvat, un tip de a comunica cu publicul, ceva în ochi atunci când cânți, expresivitate corporală, e cam ce am zis la început, apropo de body language. După aia vin lucrurile care nu se văd. Seriozitate, capacitatea de a lucra sub presiune, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a te subordona fără să te distrugă chestia asta, de a intra într-o zonă de subordonare, capacitatea de a fi flexibil și self-management, iarăși posibilitatea de a te organiza bine, singur. Am sesizat că concurenții mai organizați au șanse să meargă mai departe și care știu ce vor, cei care știu bine ce vor. Ce ai vrea să învețe concurenții cel mai mult de la Vocea României? Cu ce ai vrea să rămână în urma acestei competiții? Aș vrea să înțeleagă că industria muzicală este un spațiu în care trebuie să muncești foarte mult, că meseria de cântăreț, de compozitor, de producător, de actor, sunt meserii foarte grele și în care noi avem nevoie de o lume de doers, de oameni care să facă, nu de oameni care să aștepte. Mi-am dorit toată viața să am o carieră internațională și am așteptat să vină un agent. N-a venit. Nici n-avea cum. În timpul în care tot am așteptat să vină un agent, mi-am făcut cariera asta. Aici. Aveam varianta să aștept agentul ăla toată viața. Și să nu-mi fac cariera asta. Am luat aurul de mâini și mi-am făcut ce carieră am putut să fac atâta vreme cât am așteptat agentul. Care n-a venit. Și care poate n-o să vină niciodată. Dar măcar n-am stat degeaba cât l-am așteptat. Adică poți să visezi, e foarte mișto. Și visele tale trebuie să fie cele mai mari. Dar între vise și între două reprize de somn, trebuie să muncești. Și trebuie să găsești niște oameni mișto de care să te înconjori și cărora să le dai sentimentul că și ei contează pentru tine, nu doar tu pentru ei. Ăsta e un lucru foarte important pe care un concurent ar trebui să-l învețe. Când ajungi sus de tot, trebuie să înțelegi că oamenii trebuie să simte că și ei contează pentru tine, nu doar tu pentru ei. Pentru că tendința este când ajungi sus de tot să fii, să iei totul de-a gata și să crezi că totul ți se cuvine și că oamenii ăia sunt acolo să te venereze. Nu. Oamenii ăia sunt acolo să fie și ei venerați de tine. Este grea misiunea antrenorilor în acest show? Noi nu avem foarte mult timp să explicăm lucrurile astea. Uite-te, de astăzi până când au primit cântecele și până la primul soundcheck, sunt 3 zile. S-a strâns foarte tare programul la Vocea României. Dar gândește-te că primești 3 zile cu Smiley într-un camp în care stai 8 ore pe zi cu el și sunt convins că sunt mulți oameni care ar da bani bun pentru chestia asta. Și atunci e un câștig absolut enorm să vii pe gratis la Vocea României,
să mai și treci, să ai posibilitatea să stai cu niște mentori. Și partea asta de mentorat mi se pare foarte importantă, pentru că de foarte multe ori le explic din felul în care am făcut eu lucruri, din poveștile mele din vama veche, din vama, din poveștile mele din teatru, din poveștile mele de voce, problemele mele vocale, concertele pe care le-am anulat, probleme vocale pe care le-am și în perioada asta, cum le surmontez, ce fac, faptul că eu o carieră lungă presărată cu momente de pauză vocală, cu momente de frustrare, cu momente în care anulez, cu momente în care și că pentru toate obstacolele pe care le ai în cariera ta trebuie să fii pregătit cu ceva care să te ajute să treci peste asta. Astea sunt lucruri mai importante poate decât trofeul și banii trofeului și așa mai departe. Sunt mai importante decât orice. Să poți să iei un start în viață cu niște idei pe care eu când m-am apucat de muzică nu mi le-a spus nimeni. Pentru că industria era mult mai la început și pentru că nici mama, nici tata nu erau în zona asta în care să mă poată consilia. De fapt, de-aia m-am și apucat de muzică, să demonstrez părinților mei că pot să fiu bun într-un domeniu în care ei nu excelează.